Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Ești extrem de muncitoare, pui inimă în ceea ce faci, și pur și simplu nu te vei schimba. Nu întotdeauna ajungi la obiectiv, pur și simplu pentru că, în general, ești foarte ocupată muncind din greu, dar este posibil să ajungi în cele din urmă acolo. În calitate de partener, ești foarte loială, grijul e, protectoare, și prețuiești foarte mult parteneriatele, ești extrem de dăruită, și aceasta este a doua natură pentru tine. Ești, de asemenea, un negociator puternic, capabil să realizeze un echilibru atunci când este necesar, este ciudat să faci exigențe excesive asupra ta, tu ești chiar cea care nu caută căi ușoare și, prin urmare, găsești soluția unor probleme aparent insolubile. Se pare că nu te relaxezi pentru o secundă. La lucru, ești pur și simplu universală. Tu lucrezi bine într-o echipă, dar ești, de asemenea, capabilă de o abordare creativă personală. Îți iubești slujba, dar perioadele lungi de inactivitate sunt percepute ca o tragedie. Ești un angajat excelent cu imaginație și inițiativă avansate în activitatea ta. În plus, ești capabilă să evaluezi în mod obiectiv rezultatele muncii tale. Adesea, scufundată complet în muncă, uiți să te relaxezi, să te odihnești și să faci timp pentru cei dragi. De-a lungul timpului, acest lucru poate duce la înstrăinare sau chiar pierderea completă a comunicării cu societatea. Nu te opune socializării, nu uita de odihnă, nu refuza distracția. Nu respinge asistența sau participarea propusă de cei dragi. Tu ești ambițioasă, intenționată și plină de spirit competitiv, care este înmuiată de capacitatea de a coopera cu oamenii. Ești mai liniștită decât majoritatea capricornilor și ești dispusă să lucrezi din greu pentru a-ți atinge obiectivele. Vrei să ajungi la vârf, dar nu neapărat singură. Îți plac companiile mixte și lucrezi lejer cu un partener sau un grup de angajați, înțelegi nevoile și dorințele celorlalți, și dacă este necesar un mediator, aceștia ți se adresează adesa, de regulă, îți păstrezi sacre temerile și preocupările secrete, inclusiv despre sănătatea ta, cele mai multe suferă de boli cronice și ar trebui să acorde o atenție specială a celor părți ale corpului care necesită îngrijire constantă, dinți, păr, mușchi și oase. Fiind o fire muncitoare, ai nevoie de o odihnă regulată. Dieta și activitatea fizică ar trebui să aducă bucurie vieții tale. Dozele periodice de fericire și distracție te pot salva din starea de apatie. De regulă, ești foarte serioasă și ceri prea multe de la tine însăți. Ai o stimă de sine foarte mare, o mare încărcătură de energie și un anumit sentiment de teamă pentru valoarea ta reală, astfel încât ai întotdeauna dorința de a-ți dovedi valoarea prin toate mijlocele. Aceste lucruri te determine să te angajezi de-a lungul timpului pentru a cuceri vârfuri care par inaccesibile altora, adesea cu termene foarte strânse. Se pare că ești destul de mulțumită de modelarea artificială a condițiilor extreme. Chiar și în acele cazuri în care îți sunt adresate sarcini relativ reduse, nu te relaxezi în mod deliberat. În general, există toate motivele să fii numită dependentă nerecuperabilă de muncă, adică obsedată de muncă. Semnul zodiacal Capricorn este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: doruire, intenție, ascetism, diligență, claritate, spiritualitate, scrupulozitate. Planeta ta guvernatoare este Saturn. Aceasta predetermină dorința de ordine. Planeta este favorabilă pentru profesiile din serviciul public, precum și pentru funcționari. Planeta ta în exil este Luna. Ea este responsabilă pentru severitate, precum și pentru lipsa de emoție. Semnul zodiacal al Capricornului îți dă ambițiile înalte și dorința de a-ți atinge scopul cu orice preț, cu toate acestea, tu ești extrem de serioasă și exigentă, cererile tale se extindă la ceilalți și, aproape întotdeauna suferi de suspiciuni că nu și-au făcut treaba destul de bine, în mod ciudat. Această trăsătură coexistă paradoxal cu vanitatea și cu o înaltă părere despre abilitățile proprii. Tu te tem că nu ești atât de talentată, încât te demonstrezi constant acest lucru pentru tine însăți și pentru cei din jurul tău. Ești o firă activă, îți place să te provoci singură și să faci lucrurile nu numai calitativ, ci și rapid. Deți un fel de competiție cu tine însăți de data asta pentru a face mai bine și mai repede decât în trecut. Poate că îți plac sporturile extreme și adrenalina în sânge, primind o plăcere reală din munca grea. Cu alte cuvinte, ești orcaholică, nu te gândești la viața ta fără muncă, îți pui ștachete mai înalte și mai înalte. Ești un angajat excelent care își îndeplinește sarcinile conștiincios în de ani până la ultima scrisoare. Demisia sau pensionarea este percepută de tine aproape ca un dezastru personal, deși mai târziu îți vei da seama că această schimbare de evenimente oferă multă timp liber la dispoziția ta. Pe de altă parte, poți fi fericite să te angajezi într-o muncă creativă, permițându-ți să-ți programezi și să-ți planifici în mod independent obiectivele. Ești o fire creativă în sensul complet al cuvântului, care lucrează nu numai cu bună credință, ci și cu o calitate excelentă. Ai o imaginație bine dezvoltată, dar totuși poți obține cele mai bune rezultate numai în zona în care sarcinile tale vor fi clar definite de clienți. Niciodată nu încerci să lași impresia că munca făcută de tine se poate face mai bine decât este de fapt. Totuși, datorită faptului că tin să relaționezi cu tine însăți și cu ceea ce faci, cu multă autocritică, nu ești întotdeauna mulțumită de rezultatele muncii tale. Ar trebui să găsești o oportunitate de timp să te desprinzi de muncă, să-ți lași deoparte seriozitatea și să te dedici divertismentului. De regulă, prietenii și rudele tale pot, și chiar ar trebui, să te ajute în acest sens. Poți fi excesiv de detașată de cei dragi în favoarea muncii, de aceea există pericolul de a cădea în timp în izolare completă. De asemenea, pericolul constă în faptul că, prin minimizarea contactelor cu societatea, riști să pierzi complet orice legătura cu realitatea. În astfel de cazuri, este posibil să se dezvolte tendințe sociopatice, care, în principiu, pot justifica oricare dintre acțiunile tale, oricât de egoiste sau antisociale ar fi acestea pentru tine este foarte important să urmărești menținerea instinctelor sociale și umane în stare activă. Sentimentul de omnipotență, care apare uneori, te poate respinge serios de la un ciclu de viață prea ales. Pentru a evita posibilele șocuri, ar trebui să reflectezi asupra relativității tuturor lucrurilor din lume și să înveți cum să te evaluezi în conformitate cu standardele general acceptate. Cum afectează data de 2 ianuarie soartata, îți stabilești adesea obiective impracticabile pe care de cele mai multe ori nu reușești să le atingi, tu nu renunți la încercările tale cu o încăpățânare demnă de o mai bună utilizare. Ar putea părea altora că tu în mod artificial creezi dificultăți pentru tine însăți pentru a-ți îmbunătăți abilitățile. Chiar dacă ai un loc de muncă relativ ușor, încerci să o faci perfect completându-l cu propriile idei, lucrul în echipă este cea mai bună opțiune disponibilă. Tu poți trage mulți ani pentru binele statului, după pensionare, poți pierde sensul vieții și te poți simți pierdută și inutilă pentru nimeni. În același timp, ești atrasă de munca creativă, în care ești capabilă să iei decizii independente, nu suferi de lipsă de imaginație, dar preferi ca obiectivele tale să fie stabilite de către client. În acest caz, rezultatul va fi semnificativ mai bun. De asemenea, consideri că este subdemnitatea ta să înfrumusețezi roadele muncii tale și să încerci să repui în cea mai bună lumină. Rudele ar trebui să te ajute să uiți de lucru chiar și pentru o vreme și să poată să te abate de la probleme. Trebuie să poți să te odihnești și să te relaxezi între prieteni sau familie. Prea puțin timp petreci cu familia ceea ce poate duce la alienarea completă a relației. Mai mult, fără a vizita prieteni și cunoștințe și fără a păstra legătura cu ei, riști să rămâi în izolare totală. Dedicându-te pe deplin muncii, pierzi dorințele obișnuite și pământești care trec prin tine. Aceste lucruri te poate dezorienta complet, ca urmare a faptului că o comunicare obișnuită și cotidiană cu alții va deveni o sarcină incomensurabil de dificilă pentru tine, calitățile tale umane și mentale se pot pur și simplu atrofia în absența nevoilor. Importanța muncii în ochii tăi poate fi extrem de exagerată, ceea ce te poate abate de pe drumul cel drept și te poate conduce pe calea greșită. Acest lucru poate duce la frustrare și la o ignorare completă a valorilor vieții. Tu trebuie să te adaptezi la noțiunile convenționale de distracție obișnuită și să te forțezi să o urmezi. De-a lungul timpului, ți-ar putea plăcea, trebuie doar să te obișnuiești. În plus, trebuie să înveți să te evaluezi în mod obiectiv și să privești lumea din alt punct de vedere. S-ar putea să-ți lipsească ceva valoros și infinit de scump transformându-te într-un robot fără suflet. Ce principii ar trebui să urmezi? Învață să nu te separi de societate. Încearcă să participi la toate evenimentele publice. Nu respinge ajutorul altcuiva și învață să întrebi dacă este necesar. Fă-ți timp să te relaxezi și să te distrezi. Problemele ar trebui uitate imediată după soluționarea lor. Venind de acasă, lasă în urmă îngrijorările și problemele de lucru. Dragoste și compatibilitate în perechea ta domine partenerul. Partenerul, la rândul său, trebuie să fie suficient de puternic pentru a menține un echilibru în relație. De asemenea, în ceea ce privește copiii, uneori ești prea dură, ceea ce poate crea o atmosferă tensionată în familie. Este important să cultivi toleranța și înțelegerea. Dacă nu ai ar trebui să cauți un partener printre cei care sunt sub semnele, scorpion, pești și fecioară. Șanse bune pentru o căsătorie de succes, cu câteva rezerve, având în vedere concesiile, cu capricorn, precum și vărsător și taur. Compatibilitatea nu este văzută bine cu semnele de foc, leu, berbec și săgetător, precum și dificultăți în înțelegere cu balanța și racul locuri de muncă și carieră. Ești predispusă să lucrezi până la pensionare în aceeași organizație, iar pensia pentru tine este o adevărată tragedie. La pensionare, poți începe să te angajezi într-o activitate de creație liberă, deși nu ești creativ în deplină sferă a cuvântului, mai degrabă, ești artizan de artă, adică muncitoare, sârguincioasă și harnică care nu este umbrită de ștampila geniului. Fantezia ta este destul de dezvoltată, dar tu preferi să lucrezi doar cu un plan și instrucțiuni clare, de preferință primite de la clienți. De aceea, cu siguranță nu te vei lăuda cu munca ta sau cu lucruri pe care nu le poți face. Nemulțumirea veșnică va continua să te urmărească și în munca creativă. Sănătate și boli! Tu nu înțelegi că acest mod de viață îți poate afecta sănătatea și te temi doar de momentul când vei fi dezamăgită. Poți suferi de boli cronice, care se acumulează treptată din ce în ce mai mult, poți avea unghii fragile și păr deteriorat, trebuie să-ți verifici periodic dinții și sănătatea oaselor. În ciuda obsesiei tale pentru muncă, ar trebui să fii conștientă de nevoia de odihnă și relaxare. Nutriția și exercițiile fizice te vor ajuta la menținerea optimismului și a bunei dispoziții. În niciun caz nu trebuie să fii deprimată, deoarece ești predispusă la aceasta. Sfaturi pentru tine. Ce ar trebui să înveți? În primul rând, trebuie să înveți să te relaxezi și să fii fericită nu numai la locul de muncă, ci și în afara serviciului. Trebuie să fii capabilă să respingi seriozitatea și să te păcălești ca și cum te-ai întors în copilărie, lăsându-te să te relaxezi complet. Desigur, prietenii și familia ar trebui să te ajute în acest sens. Se poate întâmpla să ai puține contacte cu familia și să nu ai aproape niciun prieten, doar colegi. În acest caz, ești foarte expusă riscului de a fi singură și să nu înveți niciodată să te distrezi. Nu refuza să comunici, păstrează legătura cu prieteni, cunoștințele și lumea exterioară. Nu trebuie să devii însăciopat și să eviți oamenii. Acest lucru nu numai că te va lipsi de distracție și de fericire, ci îți va distorsiona viziunea asupra lumii din jurul tău. Începe prin a menține relații de prietenie cu oamenii și de a comunica cu ei nu numai pe probleme de muncă și nu numai la locul de muncă. De asemenea, este necesar să rămâi pe margine și să nu cazi în mângrie excesivă și în respectul de sine. S-ar putea să pari capabilă să obții absolută totul și să deții toate puterile, dar există lucruri care nu depindă de tine. Amintește-ți despre relativitate, ușurință și optimism, încearcă să te evaluezi pe tine însăți, să nu fii prea serioasă sau plictisitoare. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești o fire practică. Nu-ți plac surprizele, însinate ești un gardian al vetrei familiei. Prin urmare, este mai bine pentru tine să primești cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi. Desigur că nu vei renunța la un covor confortabil, un pulover cald din lână, tot ceea ce este util, convenabil și funcțional, de marcă, în general. Lucruri pe care numai tu le vei folosi vor avea un farmec deosebit, iubești monogramele pe cadouri, pentru tine este important ca un cadou să fie veșnic al tău, iar când numele tău este sigilat pentru secole, nu contează că acesta este doar o scrumieră de cristal, acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.